dimineața, dragilor! Ce faceți voi? Eu n-am mai filmat două zile pentru că efectiv nu am avut ce. De fapt, noi am fost la Muzeul Louvre. Da, iubito. Dar nu știu cât de interesant vă este. Oricum o să mai mergem la un moment dat, așa că pot să filmez dacă o să fie cerere, de ce nu. Dar m-am gândit că o să vă fie plictisitor să vă plimb prin muzeu. Și de asta n-am filmat. Acum vreau să anunț oficial că a început școala. Ta-da! Foarte fericită pentru acest lucru. Eu sunt cu Lavia acasă și am foarte multă treabă. Ce, mami? Am extrem de multă treabă de făcut curățenie, pentru că atunci când este Victor acasă, când este tati acasă, oricât aș face curat, iată, trebuie să strâng și asta, tot parcă zici că n-am făcut nimic, da. Așa că o să fac rapid curățenie, după care văd sau ies acum cu Lavi la plimbare, vreau să-mi fac un obicei, să ieșim un pic, măcar o oră, da, pui, hai că mergem la, în living, hai. Deci măcar o oră să ies cu ea afară, dar văd cum ne încadrăm cu somnul, pentru că dacă ea ar dormi la 11 jumate, asta înseamnă că ar fi ok să ieșim până la 11 jumătate. Dar dacă nu, atunci o duc să doarmă în parc și după care, după Victor. Vedem. Vedem cum se poartă ea astăzi și rezolvăm. Vedeți ce cap am. Părul este curat, dar l-am strâns în coadă pentru că mi-a încurcat ieri și astăzi iar trebuie să-l spăl. Da. Așa că începem vlogul și haideți împreună să facem treabă. Dragilor, planurile noastre s-au schimbat. Eu sper să mă auziți bine. Și mă machiez rapid că trebuie să merg să-mi iau permisul de conducere. Știți că v-am povestit că l-am dat la schimbat aici după ce ai act de rezidență, nu mai ai voie să conduci cu permisul tău normal din țara ta. Așa că... Da, imediat mami îl pornește, acum nu pot. Ia uite, mami are mâna murdară, nu pot să-l pornesc. Așa, nu mai ai voie să conduci cu permisul din țara ta, respectiv acum că luăm mașina, o să am nevoie de el, așa că o să trebuiască să mă duc astăzi să mi-l iau. Eu mi-am îmbrăcat topul pe care l-am cumpărat și blugii negri și o să-mi iau în picioare, cred că niște Adidas, care tot la fel sunt lila, ceva de genul ăsta. Ce voiam să vă mai spun? Voiam să vă spun că da, nu ai... Mami, ia uite, eu am mâna murdară, nu pot să pornesc. Nu vrei să știți cum cântă leu pe care vrea ea să-l pornească. Așa. Da. Mergi cu mami? Da? Ok. Da, trebuie repede să mă duc pentru că dacă întind, iar rămân cu permisul acolo și nu știi în ce moment îți trebuie. Așa că curățenia o lăsăm deoparte și mergem frumos. Am de mers cu taxiul până acolo 30 de minute. Eu sper să nu leșin de viteza cu care merge. Sper să fie ok și sper acolo să mă descurc, dar ia uitați ce oglindă murdară am din cauza că pun tot degetele așa. Da, ce voiam să vă mai spun, ieri n-am mai făcut absolut nimic, am stat în casă, n-am făcut nimic în sens că n-am ieșit, ai grijă mami, n-am ieșit nicăieri, dar am făcut curat și astăzi nu se vede. Asta e lui mami, asta e periculos să iei pentru că poate să burgă peste tine. Nu se poate, mami. Asta chiar nu e pentru fetițe mici. Da. Și iată, așa se întâmplă de fiecare dată, Lavi vrea tot ce am eu. Am zis că astăzi o să mă spăl pe păr, dar după cum se vede, cred că astăzi nu o să mă spăl pe păr. Pentru că
Na. Nu reușesc acum. Haideți să nu vă plictisesc prea mult. Ne vedem un pic mai târziu, că mă duc să-mi iau permisul de la agenția care m-a ajutat cu toată treaba asta și apoi fug cu taxiul repede la departamentul de trafic. Traffic department, în fine. Da, vă pup. Stați așa că nu v-am povestit. Eu sâmbătă, când am încărcat vlogul, sau vineri am avut musafir. Nu, vineri am avut musafir și vineri eu m-am dus cu Tudor și cu copiii în mall și mi-am luat, ce credeți, lentile de contact. Dar mie îmi vine încă foarte și foarte greu să le pun. Să le scot mie mai ușor, dar să le pun este foarte greu și împărtășiți-vă, vă rog, și voi, cele care purtați. Poate există cineva care poartă lentile de contact. Să-mi spuneți, vă rog, în comentarii dacă este ok să nu vezi la fel de bine ca și cum ai vedea cu ochelari, pentru că eu nu văd la fel de clar. Eu nu înțeleg, este problema că ochii mei nu s-au obișnuit încă sau problema este că nu mi-e bună rețeta, deși este rețeta bună, zic eu, pentru că m-a și verificat pe loc și ce mi-a dat ea, din ce mi-a dat ea să aleg, în sens că îmi schimba lentilele, asta era cea mai bună variantă. Și nu știu, habar nu am, poate eu sunt, nu sunt cum trebuie. Să-mi spuneți, vă rog, ca să știu eu ce fac mai departe, pentru că mie îmi trebuiesc lentilele bune, nu așa, pur și simplu. Da, fug repede să îmi îmbrac pe Lavi și ne auzim un pic mai târziu. Ia uitați-vă ce ajutor minunat am eu, da, Lavi? Bună! Ia, iată, are outfit nou, de fapt. Tu ai apăsat, tu ești bravo. Deci are tricoul, nu vi l-am arătat, i-am cumpărat din Mother Care tricou. Are leggings și din Mama Sunt Papas și ăștia din Carter's. Da, mami? Ești frumoasă și a văzut că mi-am pus eu la gât și și-a pus și ea. Ce să... Fetițele sunt fetițe, da, mami? Ești frumoasă, iubita mea. Și are și ghiozdănel, da? Da, e fain. Hai, hai că a venit liftul. Fuga. Da, frumoasă mea, da. Așa, așa, Lavi. Așa frumoasă. Vrei să ajungi aici? Să mai crești un pic, da? Să crești mare. Eu mi-am luat permisul meu românesc și acum mergem să-l schimbăm. Mergem să luăm un taxi și plecăm. Noi ne-am întors. Eu n-am mai filmat pentru că n-am apucat. Totul s-a întâmplat atât de rapid. Și vreau să vă spun, bine că mi-am luat cămașa asta pentru că nu mă lăsa să intru dacă eram fără. Eu am uitat de treaba asta, că în instituțiile de stat, cum ar veni, da, nu ai voie să intri cu mânecă scurtă și ca prin minune mi-am luat cămașa. Foarte bună idee. Fetelor, eu nu știu cum trăiți voi, dar noi trăim cu jucăriile în mijlocul apartamentului pentru că Lavi, v-am zis, nu suportă. Eu i le-am pus aici, el le-a cărat aici. Și faza cea mai tare, că trage așa de el până ajunge aici. Deci mor cu ea, nu mai pot. Între timp, Lavi a adormit, iar eu am mâncat niște ardei gras cu hummus și mi-am făcut un ceai negru. Imediat o să-l beau. Și îl beau acest ceai nu cu ciocolată, fetelor, dar cu afine. Mie îmi place atunci când afinele sunt coapte, n-am nevoie de ciocolată.
Deci, efectiv, nu mai am nevoie de absolut nimic în plus. Și sunt foarte, foarte mândră de mine că mă țin. M-am uitat pe un site care au un program din acesta de detox, de diete, diete speciale făcute de nutriționiști și îți aduce mâncarea gata acasă. E posibil în timpul apropiat să fac și acest pas, să-mi comand, pentru că vreau să mai dau niște kilograme jos și vreau să mă simt mai bine. Și iată afinele care întotdeauna vor fi dulci, după cele pe care vi le-am arătat în acum 2-3 vloguri de la magazinul Giant pe care îl avem aici la bloc. Astea sunt pe al doilea loc, sunt foarte delicioase. Și treaba asta cu vreau să slăbesc, știu, da, știu că sunt destul de ok, dar eu simt că pot. Și dacă simt că pot, de ce nu? De ce să nu pun stop la gură și să mă simt și mai bine, și mai frumos? Pentru că eu nu pot scăpa de partea de jos a burții și asta mă deranjează maxim. Cât de slabă nu aș fi aici sus, sunt în top, o să vă arăt, aici întotdeauna am burta. Chiar și acum, vedeți acești pantaloni scurți, dacă îi ridic un pic mai sus, aici sunt foarte, foarte largi. Dar burta aceea care se vede un pic mai jos este groaznică. Acolo au stat copiii mei, ce să facem? N-ai ce să faci. Ce am făcut, ce n-am făcut, dar trebuie să mergem după Victor, așa că ne-am... Eu sper să mă auziți, ziceam că mergem după Victor. La noi vine furtuna, așa că ne auzim un pic mai târziu. O vreau să vă spun că deja se simte cuptorul. Noi am ajuns cu taxi, am prins foarte repede taxi și mergem după Victor. Abia aștept să văd impresiile lui și ia uitați cum îmi stă părul. Deci de la vântul ăsta e groaznic. Dar Lavi este super încântată. Da, Lavi? Îți place după Victor? Ăsta e chipiul lui Victor, e un pic mare, dar ei place. Încă nu i-am găsit ceva neutru, așa, să nu fie roz, să nu fie cu Mickey, așa că îl poartă pe acesta. Noi am ajuns acasă și vreau să vă arăt cum de sus se vede toată nebunia. Deci afară este o furtună, nu este furtună de nisip încă, pentru că nu simt nisip, de obicei se simte și ai nevoie de mască, dar iată, s-a întunecat și nu se vede nimic. Și n-a fost așa dimineața, dimineața a fost chiar super ok. Ce, iubirea mea? Tu mănânci? Morcov? Are morcov, este preferatul ei și așa o conving să mănânce. Deși ea mânca foarte bine până acum, nu știu ce s-a întâmplat. Și singură. Vrei apă? Nu, la mami vrei? Ia uite mami ce dă ea. Vrei? Da. Ok. Astea sunt și preferatele ei. Ia să te văd. Hai! E gustos? Gustos? Da? Hai cățea! Nu ai buba. Unde e buba? Mincinica? Mă minți? Mă minți? Mai are un pic de păstuțe cu cărniță, Lavi. Nu! Iubita! Ui, cum se uită urât fecița mea! Te mănânc! Spune, taci! Taci! Bravo, fetiță! Vrei să te întreb? Să-ți spun, Lavi, nu se spune taci! Se spune taci. Fetița mea. Spune I love you. I love you. Așa.
Lavinia se uita acest videoclip cu fructe și legume. Și când a ajuns la legume, doamna ce zicea morcov și ea zicea moco. Da, la moco? Și apoi doamna a zis vinete și ea făcea be. Și apoi a zis castravet și la viar be. Lavinia, de ce ai făcut așa, mami? De ce? Că doar e gustos. Apa vrei? Ia uite aici sticla, ia. Fii atent aici. Lavi, actrițo. Nu-i nimic, ți-i trângurița vântul? Nu-i nimic. Eu deja mi-am scos machiajul pentru că urmează să mă duc la dentist și nu a... urăsc treaba asta când îmi face ceva prin gură și se lipește așa mâna lui de mânușa de fapt și rămâne fondul de ten. Nu-mi place treaba asta, așa că eu îmi scot machiajul înainte de de dentist. Victoraș, hai de ei, te rog. Hai, că nu ai nevoie tu de ea. Deci, ca să înțelegeți, cred că toți copiii sunt așa, când are nevoie unul de o chestie, are nevoie și al doilea. Da, și mi-am scos machiajul și n-am chef să mă duc. Îl aștept pe Tudor să vină să stea cu copiii. Și acum, Lavinia, un pic mai încet, te rog. Nimic. Este ora 5:28 și eu mă duc la doctor. Părul meu necesită spălat urgent. Și vreau să vă arăt cum e afară. La vedere, așa ți se pare că este foarte, foarte frig, dar de fapt este extrem de cald, credeți-mă. Și cum v-am mai spus, este genul acela de căldură cum stai la, nu știu, în spate la autobuz de unde e motorul și e căldura aia prea fierbinte, nu prea îmi place. Mă duc să prind un taxi și mă duc astăzi, vlogul o să fie cam scurtuț și cam vorbăraie mai multe, pentru că sunt și așa zile, eu efectiv nu fac nimic altceva. Fetelor, eu am uitat că filmez vlog, eu deja sunt la Natalia, m-a chemat să-mi dea niște jucării pentru copii, pentru că face curățenie. Și evident, și eu când fac curățenie, propun la toată lumea, cine nu vrea, le arunc și gata. Așa că mă duc să aleg ceva pentru ei. Urăsc părul meu așa. Urăsc. Nu-mi place cum e bine. Dar asta e. Eu sper că am luat-o corect. Da, parcă. Sau nu. Nu. Mă duc în altă parte. Cu ea trebuie să am ședință foto săptămâna asta și o să filmez neapărat, pentru că ea deja știe că eu filmez vlog și mă lasă, a zis că liniștită, ei este rușine să apară, dar mă lasă să filmez, așa că o să filmez data viitoare când o să am ședința foto cu ea. Ce ziceți, fetelor, de asta? Da, le-am luat, o să văd ce le place la copii, ce nu, aruncăm și noi. Iar acum mă duc acasă să văd ce fac piticii mei, pentru că Tudor are treabă și trebuie să stau cu copiii. Fetelor, că de mult n-am vorbit, haideți să vorbim un pic. Vreau să închei acest vlog și vreau să vă spun că nu știu câte minute o să fie, dar îmi iau o pauză de câteva zile. În aceste câteva zile o să filmez niște secvențe, pentru că simt nevoia de o pauză.
Vreau să dorm mâine cât mai mult, pentru că sunt extrem de obosită. Și normal, asta ar trebui fi făcut în vacanță, dar n-am făcut asta, așa că mâine neapărat o să fiu lejer. O să mă ocup de treburile casei, pentru că, ce credeți? Iar este mizerie. Nu înțeleg cum s-a făcut asta. Iar este haos. Nu neapărat mizerie, dar dezordine. Și nu-mi place. Nu mă simt emoțional bine când văd așa. Așa că mâine iau o pauză. Nu știu când o să filmez următorul vlog, dar eu cred că o să fie din mai multe secvențe din această săptămână. Pentru că, ce credeți, mâine se închide școala pentru minim 2 zile, ceva de genul ăsta, sau minim o zi, maxim 2, n-am înțeles exact, dar ne anunță mâine dacă și poi mâine stăm acasă, pentru că în Oman cică sunt 11 decedați și ploaie și e haos și în Dubai plouă foarte tare și aici se așteaptă ploi, dar știți, aici când sunt ploi este un mare haos și o mare nevoie, pentru că sunt inundații foarte mari, este extrem de periculos. Plus se așteaptă grindină, deci e clar că am nevoie de un repaus, pentru că îmi vine să casc. În fine, mâine o să fiu pe lejer. Da, și o să fiu cu copiii. Da, mami. Da, viața mea. Lavi deja a făcut băiță. Da, puiul meu. Bună! Așa că noi ne luăm rămas bun. Vrei microfonul? Bun. Nu vrei. Bun vrei. Bine. Mâncare, poate. Vrei să mănânci? Bine. Spune da. Da. Bine. Mami îți spune. Vă mulțumim că ați fost și în acest vlog puțin plictisitor. Vlogul acesta s-a primit un pic plictisitor, îmi cer scuze pentru asta, dar sunt și așa momente în viață, în rutina noastră, așa că vă așteptăm cu drag în următorul videoclip și o să vă anunț aici când sau pe Instagram, să văd. De ce tot face asta acum când vorbesc? Serios. Și toate nu știe cum se face asta. Nu știe, da? Vă pup. Seara faină. Ola, sau da. Dimineață, când vă uitați la acest vlog.